Ziarele locale pe timp de vară au tot mai puțin cititori. Oamenii spun că vara, perioada concediilor, ei uită de citit. Cititorii spun că dau prioritate ziarelor locale în perioada estivală și citesc mai mult iarna. Citesc mai mult, cred că, iarna. Я Кишиневский вообще не читала. А местные, да, наш, ну что, обычно продают на русском языке, да. Citim și locale, dar prioritate mai mare au ies din capitală. Le citim și pe cele locale și pe cele din raiona republicane. Zim noutăți, deci interesant și mai scriu ziarele. Toate le citim. În primul rând citim ziarele locale, ne uităm vinerea ce apare. Redactorii confirmă că pierd circa 15% din potențialii cumpărători de ziare. În schimb, au mai mulți vizitatori pe paginile de internet, iar toamna vânzările cresc din nou. La presa scrisă tradițional, dar practic la toată presa scrisă tradițional, vara tirajele se reduc puțin. Și nu numai acum, dar și mulți ani în urmă. Iată, în anul curent, de exemplu, noi, începând cu luna iulie, am pierdut la vreo 300 de exemplare la tirajul de bază. În schimb, am câștigat la vizitatorii pe site-ul ziarului. Adică lumea este puțin mai ocupată, mulți merg în vacanță și din aceste considerente preferă să urmărească presa scrisă prin intermediul internet online. De obicei, după începând cu septembrie, tirajele se revin la loc. Așa a fost și în anii trecuți, sperăm că așa va fi și în anul curent. În raionul Rezina activează două ziare, unul finanțat de administrația publică locală și unul privat.